politician giurgiuvean caut iubită. Cu această declarație a devenit celebru giurgiuveanul Marius Bogdan Crăcea, președinte al Mișcării Populare Giurgiu. Declarat chiar și omul zilei de către anumite publicații, tânărul politician se află în ipostaza de a face un nou anunț, acela că pe lângă iubită îi mai trebuie și un partid. Declarațiile sale din conferința de presă nu au fost pe placul conducerii Mișcării Populare, care a propus excluderea lui Crăcea din partid. Aseară, în cazul Consiliului Executiv Giurgiu, al Mișcării Populare, a fost dezbătută problema pe care a ridicat-o în conferința de presă domnul Crăcea. În urma dezbaterii și votului pe care a fost dat, a fost exclus din cadrul organizației PSD. Dar înainte să facă acea declarație de presă, a avut acordul conducerii? Nu a avut acordul conducerii, fiindcă eu am discutat atât cu dânsul, cu purtătorul de cuvânt, și am avut temele cu privire la ceea ce trebuia să abordeze în cazul conferinței de presă. Și nici de cum subiectul de cancan. Propunerea de excludere a lui Crăcea din Mișcarea Populară aparține membrilor Consiliului Executiv, însă forumul tutelar, cel care trebuie să ia o decizie finală, este Comitetul Executiv Județean al partidului, care se va reuni în ședință săptămâna viitoare.